Bună dimineața, bun găsit la știrile ora 8. Începem jurnalul cu o informație de ultimă oră. Trei suspecți de înșelăciune în domeniul turismului au fost iată reținuți de procurori. Ei urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Colega mea, Gabriela Mihai, este în direct acum prin telefon cu noi și vine cu mai multe date. Bun găsit, Gabi, ce informații ai? Bună dimineața, este vorba despre trei bărbați care în perioada 2013-2014 oferau pachete turistice. În felul acesta au fost păcălite aproximativ 28 de persoane. Pachetele turistice oferite de către aceștia nu aveau în cele din urmă o destinație pentru cei care le cumpărau, iar asta pentru că ofereau vacanțe de cele mai multe ori în România, atât pe litoral, cât și în stațiunile montane, numai că în momentul în care cei care au cumpărat aceste vacanțe doreau să plece în vacanță, se trezeau că nu erau făcute rezervările pe numele lor la hotelurile respective. O parte dintre păgubiți își dădeau seama de acest lucru înainte să plece în vacanță, o altă parte dintre ei își dădeau seama chiar în momentul în care se aflau la hotel și constatau că nu era făcută nicio rezervare pe numele lor, deși dăduseră banii. În felul acesta, cei trei bărbați reținuți azi noapte de către polițiștii din cadrul Poliției Sectorului 1 au reușit să facă un prejudiciu de 100.000 de lei. Aceștia ar fi duși astăzi și în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Mulțumesc foarte mult, Gabriela Mihai, pentru aceste precizări. Așadar, un prejudiciu de 100.000 de lei, trei persoane reținute în acest moment, care vor fi duse în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Urmă